Moș Nicolae, care vine în noaptea dinspre 5 și 6 decembrie, aduce daruri copiilor cu minți și nuiele celor răi. Am fost curioși să aflăm ce știu moldovenii despre Moș Nicolae. Moș Nicolae sau Moș Nicolae este un personaj legendar și mitic care aduce daruri copiilor în ajunul sărbătorii de Sfântul Nicolae în seara zilei de 5 decembrie. Curioși am fost să vedem dacă tinerii noștri știu ce sărbătoare e asta. Nu știu. Nu știi cine e Moș Nicolae? Nu știu, din păcate. Ia ca asta nu știu. Detalii nu cunosc de ce sărbătoare să fie. Este Sfânt Vasile, dar Nicolae. Dar dacă ne gândim mai bine... Moș Nicolae este prietenul tuturor copiilor, care copiii îl așteaptă în fiecare an cu brațele deschise și le aduc cadouri. Din păcate, nu știu dacă este analogul cu Santa Claus, nu? Da. Ceva de genul acesta? Moș Nicolae cred că mai mult se sărbătorește în Rusia, în partea aia, pentru că la noi este Moș Crăciun. Măi, Moș Nicolae e ca așa cel Moș Crăciun, pentru că aduce cadouri sărbători. Sărbătorește în Crăciun. Moș Nicolae este un putem să tragem așa o tangență, că ar fi un Moș Crăciun al poporului românesc. Moș Crăciun или Николай? Николай. Un святой? Николай, угодник. Și dacă pentru unii e o sărbătoare ca și toate celelalte, alții cred că de Moș Nicolae trebuie să poartă ținute speciale. Păi, dacă luăm Moș Nicolae, păi cred că este albastru. De obicei ei se îmbracă în albastru, Moș Crăciun în roșu. Nu știu dacă este anume specific ceva. De muzică, cred că Jingle Bell. Asta este, cred, cea mai specific. Ca un fel de Moș Crăciun, frumos, cu barbă, cu sacul plin de cadouri.